Bun, salut! Sper că se aude. Astăzi o să facem un review la un telefon Samsung S20. Samsung S20 FE. Nu știu la ce vine FE. V-am spus, review-urile astea nu sunt profesioniste, sunt pur și simplu chestii pe care le cumpăr eu și le testez sau le găsesc la prietenii mei și le iau de acolo. Bun, specificațiile o să le găsim aici pe site. Culoarea este Cloud Pink, exact cum scrie aici. Și avem așa, procesor, nu le mai precizez eu pentru că sunt pur și simplu foarte clar scrise aici. Avem cam ecranul, că este de 6.1, destul de mare, rezoluția, număr de culori, 16 milioane, AMOLED 2X, ecran principal, 12 megapixeli, camera din față și 64 camera din spate. Bun, 8 GB de RAM, memorie internă 128 de GB. Suportă micro SD până la 1 terabyte, destul de ok. Dual SIM. Ok, 5G pe aici, nu știu dacă vedem. Conectivitate, USB tip C. USB 3.2, generația 1. Conector de căști USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, sistem de operare Android, dar nu ne spune ce versiune, probabil de la 10 în sus. Logicul touchscreen, dimensiuni, greutatea 163 de grame, bateria are de 4000 de mAh. Ok, audio și video, stereo. Bun, cam asta pare ce scrie pe specificații. O să las linkul în descriere. Și acum să-l desfacem. Am tăiat eu asta aici ca să nu apară cuțite și alte chestii pe video puse pe YouTube, pentru că YouTube le vede ca fiind periculoase. Bun, și acum îl desfacem. Avem în cutia lui, se pare, cheița pentru să desfacem cutia, cheița și mai avem niște instrucțiuni sau ok, cheița este aici, instrucțiuni și garanția, nu ne interesează asta în mare parte. Ăsta este telefonul, este cam așa de subțire, cam așa de mare. O să mai pun niște video cu filmare mai de aproape, să se vadă fix. Noi o să desfacem chestia asta de pe el. O punem aici. Văd că nu mai are nicio folie pe ecran sau alte chestii. Bun, punem telefonul deoparte. Aici mai avem un carton, bineînțeles. Avem așa, încărcătorul, e bine că vine cu încărcător. Ce mai avem aici? Cablu, într-o parte este USB și într-o parte Type-C. Așa. Și pare că asta este cam tot ce conține cutia. Se pare că mai mult de atât nu mai oferă producătorii de telefon în carcasa, în cutia telefonului. Bun, o să punem chestiile astea deoparte și o să revin. Și am revenit. Acum să îl pornim. Să
pare că durează până pornește. Mă gândeam că, fiind ceva mai nou, butează mult mai repede. Aici observ că practic nu apare vreo limbă cunoscută, ci de-abia la 5-a limbă apare română, dar aș vrea să-l pun în engleză, dar cred că o să-l pun în română, că practic mă gândesc că oamenii vor să vadă în română și în română este mai ok. Bun, și a trebuit să apară română. Germania, Macedonia și hai. Nu știu dacă am opțiune să aleg. Ok. Asta ar fi rusă. Perfect, acum învăț și hai, cred că e poloneză. Ok, dar când ajung la... Am revenit. Se pare că s-a activat asistentul vocal. Nu trebuia să spun bine în engleză. Știți voi ce zic? Bun venit. Asta e. Perfect. Hai să vedem. Ok, hai să alegem română. Sper să nu fie prea luminos la voi. Ok, română, înainte. Am citit și accept. Am de ales. Adaugă rețea. Ok, asta e rețeaua mea. Conectare. O să încerc să reduc luminozitatea. Configurare furnizor de servicii. Ok, pașii ăștia în mare parte sunt normal, dar mă gândesc că pentru cineva care nu este inițiat ar fi bine să vadă și pașii ăștia. Adică practic mă gândesc, dacă mama mea ar cumpăra telefonul ăsta și ar vrea să configureze, poate chiar ar vrea să vadă fix cum se face configurarea asta de început. Am observat că pentru noi este intuitiv și nativ, să zic așa, să putem face setările astea pe un telefon, dar pentru cei mai în vârstă sau cei care sunt, mă rog, cum ar fi părinții noștri, le este mai greu să facă configurarea asta. Da, știu, trebuie să avem răbdare cu... Mă rog, noi suntem mai rapizi, dar trebuie să avem răbdare cu toată lumea. Deși unor nu ne place chestia asta. Bun. Se conectează. Poate dura câteva minute. Așteptăm. Uite, e și politicos, adică știe româna destul de bine. Stau și mă gândesc dacă ele vin de undeva. Și practic sunt încărcate, să zicem, 100% sau 80% sau 90%. Și totuși bateria a rezistat până când am deschis eu cutia să fac video asta. Și acum e la 51%. Bun, și acum avem, dacă vrem să transferăm din vechiul telefon, nu vrem să transferăm. Hai să punem și o adresă de mail. Bun, am pus și parola. Deci aici se pune o adresă de Gmail și o parolă logic pentru contul ăsta de Gmail. Ok, sunt de acord. Sunt de acord.
faceți backup, da, ok. Ales furnizoare de funcții de căutare. Google-ul, ăsta îl știm, ăsta îl folosim. Aici să punem o parolă, dacă vrem să deschidem telefonul cu parolă, omitere că nu vrem. La fel, suntem de acord să omitem pentru că nu dorim. Ok, aici se setează asistentul, nu-i pronunț numele că îmi dezactivează filmarea. Nu le-aș vrea neapărat, dar hai, că n-am văzut că n-am de ales. Sar. Sunteți pregătit. M-am născut pregătit. Bun, zice, se vede, culorile lui sunt și ecranul. Arată foarte bine. Văd că se mișcă relativ ok. Telefonul ăsta l-am văzut undeva la 4000 de lei pe Samsung. Deci e un telefon destul de scump. Arată așa. Asta este de subțire. Aici are speakerul, încărcarea și căștile, exact cum am citit acolo pe site la ei. Aici probabil intră căștile. Logic, ele vin separat. Acum văd așa, îl simt la mână. Pare că s-a încălzit puțin, ori de la update-uri, ori de la... Așa. Are culoarea asta, nu știu, dacă ar fi roz, lila, mov, mă rog, mai mult lila, că mov e un pic mai închis. Aici sunt 3 camere și blitzul. Ok, avem și notificări. Bun, și o să vreau să mai fac, am văzut că are filmare 8K și are și un fel din ăsta de slow motion. Sincer, nu știu care e diferența dintre mișcare, dai să dau un pic luminozitatea. Ok, văd că își mai face el niște chestii, dar l-am dat, dar nu cred că se mai vede nimic, perfect. Amator. Păi cu amatorii. Bun. Cred că mai ok acum. Da? Luminozitatea. Deci aș vrea să-l dau un pic și mai luminos. Cam așa. Să ne uităm un pic la cameră. Mișcare super lentă. Niciodată n-am înțeles chestia asta cu... Adică ori filmează în slow motion, ori... Și se vede așa... În ceață, nu prea îmi dau seama ce înseamnă funcția asta și cât de mult se poate folosi la un telefon cu un cetinitor. Ok. Relativ ok. Aici parcă se vede mai clar. Foto, video. Da, să umblă un pic la setări să vedem. Full. Așa, multe opțiuni. HDR automat, nu m-ar interesa. Dimensiune video spate, dimensiune video aici. Rezoluție Full HD. Oricum m-ar interesa rezoluția asta. Linii de ghitare, asta te ajută mult. Vrei să filmezi ca să-ți dai seama unde este mijlocul. Cum e la mine acum, dar eu numai pe mijloc nu stau pentru că mă încurcă trepiedul. Bun, per total, nu știu ce aș putea să... Hai să ne uităm un pic la... În galerie, intrăm în setările telefonului. Sunt sigur că sunt pe aici, dar nu le văd eu. Uite-le aici. Bun, și avem așa. Despre telefon. Actualizare soft. Conectare la server nu ne spune foarte mult. Ar plăcut să-mi spună despre
mai târziu ca să văd sfatul și manual de actualizare. Nu, nu mă ajută. Aș vrea mai multe informații despre el, dar nu le găsesc. Așa, ce avem aici? Baterie, stocare, memoria RAM. Parcă citesem pe site că ar fi 8 GB. Aici văd că sunt 6 și folosește 3 din 6. Bun. Da, o să încerc să fac o filmare slow motion cu el, să vedem ce iese mai exact și dacă... Da, e un telefon frumos, dar, nu știu, nu aș da așa de mulți bani pe un telefon, având în vedere că A71 pe care îl folosesc eu acum este mult... este ca la fel ca ăsta și face cam aceleași lucruri, adică este un telefon foarte bun. Dar nu știu dacă se vede în cameră, dar este are o sclipire și ecranul se vede că este un ecran de bună calitate. Și logica anumite chestii se văd mult mai frumos pe el. Bun, sper, o să pun și videourile alea cu slow motion să vedem cum se văd. Și cam atât am de zis de telefonul ăsta. Bun. Te salut și numai bine. Baftă!